Pentru că ați răspuns invitațiilor noastre și invitației noastre și ați venit în număr atât de mare, să aflați și vocea sindicatului de metrou SLM referitoare la situația metroului astăzi. Metrorex, după cum bine cunoașteți, este o societate de transport public de călători care transportă zilnic 650.000 de călători în zona metropolitană București-Ilfov. Este o societate cu specific feroviar și cu caracter social. Caracterul social i l-a dat statul român prin faptul că a impus o valoare a biletelor pentru a putea cât mai mulți călători, cetățeni ai capitalei și al județului Ilfov, să fie transportați și să folosească metrou într-un mod rapid, sigur, și prietenos cu mediul că se poartă acum. Și pentru asta statul trebuie să își respecte promisiunea să asigure, în conformitate cu legea, o subvenție egală cu diferența dintre cheltuielile totale și veniturile din activitatea de transport. Din păcate, nu se întâmplă așa. Subiectele principale sunt subfinanțarea cronicizată la Metrorex și austeritatea. Subfinanțarea, surprinzător, deși anul trecut am avut o extindere de activitate prin darea în exploatarea stației Tudor Arghezii și a 2 km de cale dublă, am avut surpriza ca în proiectul de buget să fie prevăzută o sumă de 1 miliard ca subvenție și aprobarea să fie undeva la 808 milioane, cu prevederea în legea bugetului de a se reține de la sursă 10%, am primit o subvenție care nu acoperă pe tot anul nici măcar salariile și nici măcar este o subvenție mai mică decât cea de anul trecut. Problemele Metroxului cu subvenția sunt vechi. Metrou ca întreprindere de exploatare, că dacă ați observat și noastră în ultima perioadă, metrou a fost privit doar cu o întreprindere de investiții. Toată lumea a întrebat ce se întâmplă cu M5, ce se întâmplă cu M6, când se va lucra, când se va face, ce a făcut ăla, ce a făcut ăla. Partea de exploatare, din păcate, lumea a lăsat-o pe planul 2, deși este principalul scop pentru care acest Metrorex funcționează, pentru transportul public de călători. Mai are un scop secundar, dar destul de important și acela, și anume protecția civilă în caz de situații de calamități, cutremure, catastrofe naturale și război. Din păcate, din 2014 până astăzi, Metrorex-ul nu a primit niciun leu pentru această activitate de protecție civilă. Doamne ferește, dă mai rău să întâmple ceva. Doamne ferește de război, că toți suntem în acest 2,5% pentru bugetul de apărare. Să vedem ce o să facem. Obligația Metrorex este ca în caz de calamitate, de război, să asigure adăpostirea unui cetățean al capitalei pe un metru pătrat într-o stație. Revenim la subvenție. Așa cum am spus, principală cauza lipsei de finanțare a plecat odată când am confundat partea de exploatare cu partea de investiții, în sensul că pentru magistrala 5 fiind bani europeni și Metrorex fiind cel care a desfășurat activitatea de extindere de construire a magistralei 5, au primit niște bani europeni. Din decizii politice, indiferent de culoare, că în ultimii 10 ani am avut, cred că, 20 de miniștri ai transportului, ne-am trezit că trebuie să plătim constructorului magistralei 5 pentru structură o sumă cu 50% mai mare, adică 110 milioane de euro. 110 milioane de euro sunt undeva la un buget anual al metroului din 2020. În ultima decadă, deci în 2014 până astăzi, din necesarul pentru exploatare, adică să se desfășoare activitatea în condiții de siguranță feroviară, să se respecte instrucțiile de servici, normele pe care le impun instalațiile pe care le exploatăm, în aprobarea acestui buget, Metrorex a primit între 38% din necesar și 78%. Dacă facem calculul pe ultimii 10 ani, o să constatăm că avem un deficit de finanțare de 300%. Păi vă dați seama, de-aia arată stațiile în modul cum arată, dacă n-am primit banii aceștia necesari ca să
îl aducem la un stadiu minim de siguranță feroviară. Austeritatea vine din această lege 296 din 30 octombrie 2023, care a desființat la Metroex 700 de posturi. Fără bani și fără oameni, metroul nu o să funcționeze, mai ales că instrucțiile impun un anumit număr de personal, o anumită calificare a personalului și știm cu toții că liceele profesionale, industriale sunt desființate de ceva vreme, se încearcă reînființarea lor, dar pe domeniul feroviar se mai mișcă pe la liceul 11, pe la liceul 12, dar liceul Metroexului a fost desființat. Deja rețeaua este destul de mare și cred că ar fi timpul să reînființăm aceste pentru a putea lua oameni cât mai bine pregătiți. Vă dau exemplul meu. Am făcut liceul industrial 25, 4 ani de practică în metrou și când am fost angajați, deja cunoșteam măcar pe unde să mergem. Ca să înveți o stație de metrou și sunt 70 astăzi, îți trebuie ceva perioadă. Ca să pui un om pe să fie singur în instalații, trebuie un stagiu de 2 ani de zile. Noi, prin angajările, pe repede înainte pentru magistrala 5 și pentru magistrala 4, chiar și pentru Tudor Arghezi, care pentru Tudor Arghezi nu s-au făcut, am angajat cu 2 luni de zile oameni pe care i-am băgat în 3 luni de zile în instalații. Și de aici acest risc și pericol pentru a... în care se poate bloca activitatea. O să mă întrebați mai târziu de cazul Timpuri Noi, bănuiesc, și o să vă răspund. Dar o să-mi permit să continui. Prin hotărârea de guvern în 2020, când s-a dat în exploatare magistrala 5, a fost aprobate 5.861 de posturi. Prin darea în exploatare a stației Tudor Arghezi, trebuia să angajăm 61 de oameni. Nu s-au angajat. La acest moment, Metroex are un 5.050 de salariați, iar acest deficit de personal va crește prin faptul că a apărut legea 360/2023, cea a pensionării, noua legea pensionărilor, pensiilor de stat, care are prevederi inferioare cele actuale și cei care sunt pensionari la nivel de Metroex, cred că din 85% dintre ei vor alege să pensioneze pentru că n-are rost să mori în subteran, să nu primești ceea ce ți se cuvine, ți s-a redus dreptul la pensie, ți se reduc salariile, ți se reduc drepturile care le-ai negociat prin CCM-ul și să stai aici pentru ce? Ca să ieși mai muncești 10 ani și să ieși cu o pensie mai mică decât cea actuală. Austeritatea ne-a lăsat fără oameni, subfinanțarea o să ne lase fără bani, atragem atenția foarte clar guvernului că dacă nu se va modifica legea bugetului de anul trecut, valabilă pentru 421/2023, care e valabilă pentru bugetul pe anul 2024, societățile feroviare de stat, printre care și Metrorex, din cauza prevederilor că, deși statutul personalului feroviar ți-a permis o creștere salarială, reîntregirea salariilor pentru 2024 nu se va face decât prin scăderea pierderilor cu dublu sumei cu care cresc salariile. Ceea ce este imposibil dacă tot vorbim de caracter social. Și totodată și mai grav, pentru o hotărâre din 29 decembrie, se interzice societăților de stat feroviare care dacă în 120 de zile de la promulgarea legii bugetului nu li se aprobă de către Ministerul Finanțelor bugetul de venituri și cheltuieli, li se interzice dreptul la subvenție. N-a fost niciodată în istoria postdecembristă a României așa ceva, ceea ce înseamnă că toate companiile feroviare de stat, inclusiv Metrorex-ul, pe 15 mai 2024 nu vor mai putea să funcționeze din lipsă de fonduri. Nici nu-i nevoie să facă cineva greu. Atrag atenția că munca patriotică a murit. Nu avem de ce să venim la muncă dacă nu suntem plătiți. Suntem angajați, statul și-a asumat răspunderea să funcționeze un Metroex în zona metropolitană București-Ilfov. Statul și-a asumat că va asigura o subvenție pentru buna funcționare. Nu putem să riscăm să, Doamne ferește, riscuri, pericole și accidente grave care, Doamne ferește, să ducă și la pierderi de vieți omenești, că ne va costa de 10 ori mai mult decât subvenția tăiată. Sunt multe de spus, îmi pregătisem să vă spun mult mai multe. Cum poți să dai o subvenție mai mică de 2023, dacă în 2021 Metrorex-ul, care
este cel mai mare consumator de energie electrică din București. Avea o factură de energie electrică de 5 milioane, iar acum lunar e 16 milioane. Iar noi tariful avem pe acela de când era 5 milioane. Păi dacă trebuie să asigure această plată pentru tariful la energie electrică, dacă subvenția nu a crescut, este foarte clar că va trebui să renunți la calitatea transportului, la condițiile, la tot ce trebuie să fie, astfel încât oamenii să se simtă confortabili atunci când merg cu metroul. Nu trebuie să greșim, Doamne ferește, să riscăm ca oamenii să nu se bucure de un serviciu pentru care Metroexul a fost construit, sigur, rapid, confortabil și prietenos cu mediul, în condiții de siguranță feroviară. Energia s-a scumpit, toate s-au scumpit, la momentul ăsta lipsesc 822 de posturi din necesarul aprobat de Guvernul României. Dacă nu se renunță la austeritate, Doamne ferește să nu dăm în catastrofă. Nu vreau să sperii, Doamne ferește, călătorii, că nu, dar nu putem continua în sistemul în care merge și așa, hai mai cârpiți-vă, sunt instalații pe magistrala a doua, care au fost date în exploatare în 1985, dar au fost montate în 83-84. Au 40 de ani. Așa cum am mai spus, întreprinderile care le-au produs, fiind produse din România, sunt de mult izlazuri. Deci, nu pot să mai și troznească. Da? Ca să spunem pătrat, să faci bisă și troznească când n-ai bani, n-ai oameni, dar vrei să fii pe standard european. Și apropo de Europa, la acest moment Metrorex-ul are cel mai mic tarif din Statele Unite Europene pentru călători. Suntem undeva la 50 de cenți. Eurocenți. Budapesta, am înțeles că pentru o zi îți ia 14 euro. Și noi avem 0, nici măcar un euro. Înțelegem că este an electoral, dar nu putem să îngropăm metroul. Acum nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am fost la o fază cu CFR-ul, cum s-a îngropat companii naționale feroviare. Marfă, călători, Marfă acum prin favorabil Ucraina, într-un fel a supraviețuit, deși am constatat că vine Transcarpatica și o să supraviețuiască decât jumate de nic. Dar nu putem să trecem la faza a doua, cum să îngropăm Metroex-ul. Noi suntem îngropați de la facere, că mergem în subteran. Dar vrem să funcționăm. Pentru asta, statul, guvernul trebuie să asigure banii necesari. Altfel, nu vom putea să întreținem la standardul de siguranță feroviară impus. Sunt multe de spus, sunt pregătisem foarte multe să vă spun, dar așteptăm întrebările noastre. Dacă colegii mei, îmi cer scuze, nu m-am prezentat, numele meu este Mariana Timon, actualul președinte al USLM. Lângă mine se află domnul Herda Florin, vicepreședinte pe probleme de economic, domnul secretar general Cristian Bratu, domnul vicepreședinte Răzvan Lazar, domnul vicepreședinte Ene Marian Mircea, doamna vicepreședinte Carmen Paveliu, domnul vicepreședinte Marius Lauric și domnul președinte Valentin Turcu, în urma congresului din vicepreședinte. În urma congresului din noiembrie am fost aleși și ne-am asumat să ducem mai departe lupta sindicală pe care USLM-ul a dus-o 31 de ani. Domnul președinte, ministrul transporturilor a făcut vorbire despre trecerea Metrorex la primăria Capitalei cu buget cu tot. Primarul Capitalei a spus că sigur ar fi interesat să preia Metrorex-ul, dar nu are încredere în guvern. Dumneavoastră, sindicatul, ce credeți despre o asemenea, eu știu, pasare a responsabilității sau ce-o fie? Vă răspund simplu, că ne-am văzut și la primărie. Primăria a avut 5 ședințe și nu are buget. Din ce să țină Metrorex-ul? Pe noi ne interesează să statul să-și asume până reprezentanții săi sumele necesare bunei funcționări a Metrorex-ului. Metrorex-ul nu transportă numai cetățenii capitalei, transportă regiunea, transportă cetățeni care vin din toată România și din toată Europa. Și toată lumea vrea ca afară, o țeargă afară. Mă întorc. Bruxelles-ul primește 3 surse de finanțare. Capitala, regiunea belgeană și Ministerul Transportului din Bruxelles.
Deci nu ați fi pentru trecerea la primăria capitalei. Nu, atâta timp când vom primi drepturile toate cuvenite și sumele necesare pentru extindere rețelei și pentru buna funcționare a metroului, nu ne interesează cine asigură aceste sume. Tot statul român. Statul român să-și asume. E o decizie politică, e deasupra noastră, dar să dovedește încă o dată, primăria de-abia susține STB-ul. Și am fost acolo, a cincea ședință în care n-a trecut bugetul capital. Eu sper să treacă bugetul Metrorex anul acesta, având în vedere de ceea ce v-am spus ca prevedere legală. Așa, am și eu o nelămurire și o întrebare. O nelămurire, spuneți-ne și nouă actul ăsta normativ, ăsta costă 20 de zile, numărul actului normativ. Am impresia că e o hotărâre de guvern 127 din 29 decembrie. Păi sunt de sigur sau aveți impresia? Nu știu dacă e 127 sau 128, sigur este dat în data. Deci există acest... Am făcut demersuri la domnul prim-ministru. 28 decembrie? Da. 28-29, ultima zi din an s-a dat. După ce a venit 115 pe 15 decembrie, că aceea cu acele restricții, a venit această ordonanță, 127, parcă nu vreau să greșesc, dar am făcut intervenții scrise la domnul prim-ministru, la domnul ministru, la domnul secretar de stat, pe toată lumea am informat, am avut discuții și cu liderii federațiilor feroviare, care și dânsii sunt domnul Mântescu, domnul Dobrescu, care și dânsii sunt afectați de aceste prevederi legale, și au fost și dânsii au avut un memorandum în numele societăților pe care le reprezintă și noi am făcut pentru Metrorex, am informat chiar și în ziua când a avut loc nefericitul eveniment, fusesem informat că adresa noastră ajunsese la Metrorex trimisă de domnul ministru. Așa, și întrebarea, să spuneți mai clar, că înțeleg că până pe 15 mai, dacă e așa cum spuneți noastră, dacă nu se dă bugetul, nu se mai dă subvenție. Numai, dacă nu este aprobat, spune 421, nu se dă bugetul, n-ai 100, ai 120 de zile și nu ți s-a aprobat bugetul, nu mai primești subvenție în baza ordonanței din sau hotărârii de acolo. Și acum vă rog să spuneți mai răspicat așa, ce vor face salariații în Metrorex? Păi dați, dumneavoastră ați mai venit la muncă dacă nu sunteți plătit, dar nu mai ai cu ce să pleci, că n-ai plătit, dacă nu plătești datoriile, cine... Suntem la un pas de desființare. Toate companiile păi fără buget, cum funcționează? Pe muncă patriotică îi chemați pe oameni, băi, mori aici în metro, că o să-ți dai o banii peste 5 ani? Păi, s-a mai fost în 2021 fără buget. A fost fără buget, dar nu există această prevedere că dacă nu ți se aprobă bugetul, nu mai poți să funcționezi cu 1 pe 12. Nu ți se mai asigură subvenție. Este pentru prima dată în istorie când există aceste prevederi ca... egalizarea salariilor 2023-2024 să se facă prin reducerea pierderilor cu dublu sumei pentru salarii și totodată este pentru prima dată când Ministerul de Finanțe a impus această chestie, dacă în 120 de zile nu se aprobă bugetul, nu mai primești subvenții. Păi fără subvenție cu ce? Din casări? Bun, Alexandru Zovra din România Actualități. Pentru început, cum se traduce acest deficit de personal, l-a spus, de peste 800 de persoane în exploatarea, funcționarea și verificarea sistemelor de siguranță, având în vedere situațiile din ultima perioadă? Vă dau un exemplu. S-a dat în exploatare stația Tudor Arghezi. Au fost oameni calificați la nivelul, ca să stea singur în instalația respectivă, să poată să exploateze instalația respectivă, care au fost luați în celelalte stații și mutați acolo. Au primit dispoziție să facă revizii, reparații, verificări pe zona respectivă, deși nu s-a angajat un om. Păi ca să mă întind, îl întind, totul se întinde până se va rupe. Dacă iar mă întorc la anul 2021, atunci când a spus noastră, tristul ministru, da, a zis că se poate fără 1800 de oameni. Îi dovedim clar că nu s-a mai putut sub 700 de oameni care posturile au acoperite, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și revin. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat mai greu. Și mai am o întrebare, pentru că pe tabela acolo a spus 2021 ar ajuta, deși puțin probabil, aproape imposibil, având în vedere că e an electoral, o majorare a tarifelor ar putea acoperi diferența de necesar? S-a luat în calcul și anul trecut creșterea tarifelor, pentru, având în vedere creșterea prețului energiei. S-a triplat, efectiv. Se face prin ordin de ministru sau adică se aplică modelul de la CFR? Cum spuneți-mi? Era cu Consiliul Concurenței, trebuia să-l aprobe, dar nu am reușit să trecem prima dată, domnule, nu asigurăm confortul neavând trenurile, iar la momentul ianuarie era singura șansă, creșteau
cu 100 de milioane încasările. Cine a cerut, ministerul sau sindicatul? Noi am cerut sindicatul, că așa s-a făcut o analiză, iar la momentul am fost chemați și ne-a spus, domnule, nu este momentul pentru așa ceva. Domnilor, ați pierdut 100 de milioane, trebuie să le acoperiți. Dacă îmi permiteți, da, spuneți, domnule președinte, ca o paralelă, că tot vorbim despre o țară ca afară, în capitalele europene, tarifele cresc anual, gradual, în funcție de inflația pe care o au în anul respectiv, ei cresc tarifele, se cresc automat. Dar CFR e lege. Nu, CFR călător, ca să se face prin contractul de servicii publice pe care îl are CFR călător. Nu, CFR călător. Eu știu despre CFR călător. Că toată lumea ne compară. Eu vă spun că la momentul acesta nu aveți cu ce să comparați Metrorex-ul, pentru că este o societate cu caracter unic la nivel național. Nu există altcineva să facă transport până metro. Poate vine metro. Legea metroului și pentru că... Legea metroului de vreo 3 ani de zile zace pe unde zace. Să dea Dumnezeu să vină ca să prevadă anumite chestii care să favorizeze buna funcționare și înțelegerea că metroul este un sistem complex și complet, care nu este o simplă șină de cale ferată pe care trece un tren. Activitatea e în subteran și mă întorc la ideea cu drepturile. Activitatea noastră se desfășoară în subteran. Multă lume supărată că bonul de masă la metro. Păi bonurile de masă sunt o alimentă, având în vedere condițiile de muncă în care se desfășoară activitatea, în conformitate cu contractul colectiv de muncă, trebuie să se asigure alimentație specială care să combată faptul că pereții, radiații, câmpuri electromagnetice care sunt din ce în ce mai multe în subteran, până montarea instalațiilor de telecomunicații, telefonie și tot ce se montează, impune o alimentație. Și pentru asta trebuia să primească un spor oameni. Și s-a dat bonul de masă. Deci nu ne comparăm cu restul că ni s-a tăiat bună masă că s-a acordat pe 165. Acestea trebuie să fie acordate pentru că e nevoie de această alimentație. Sunt oameni care am văzut noua lege a pensiilor că vorbeam de deficitul de personal. Deficitul de personal va crește în mod foarte rapid în următoarea perioadă, întrucât a venit legea pensiilor care are prevederi inferioare și oamenii vor alege să plece la pensie. Și ca atare vom avea un deficit cât mai mare. Posturile acelea, 700 și ceva de posturi desființate în baza lui 296, ni se dă voie să le înființăm la 1 ianuarie. Să nu fie prea târziu. Deja scârții. 1 ianuarie 2025. Dacă nu mai vine vreo prelungire, că trebuia până la 30 iunie anul ăsta, după care a venit prelungirea până 115 și s-a făcut 1 ianuarie 2025. Sunt multe de spus. Care sunt domeniile sau funcțiile pentru care există cel mai mare deficit de personal? Și aș vrea, dacă se poate, în completarea întrebării lui Alex, în momentul în care s-au luat oameni, când s-a deschis stația de metro Tudor Gheorghe, da, s-au luat oameni din altă parte ca să fie duși acolo, da, ce înseamnă practic asta, nu știu, pe reparații, verificări? Înseamnă că se fac la intervale mai mari de timp? Nu, eu trebuie să le fac la aceleași intervale, că dacă nu respect... Cum se traduce efectiv asta? Adică ne întindem pe un spațiu mai mare cu același număr de oameni să facem aceeași calitate. Este clar că dacă ai timp de 8 ore să faci 2 km și deodată nu atâta trebuie să faci revizia pe 3, va trebui să... Deci de unde faceți rabat? Ca să... Rabatul? Păi se... Ni s-a recomandat să nu mai facem reviziile la timp. Păi de ce să nu le facem, dacă ne obligă legea să le facem? Cine v-a recomandat? Nu mai dau nume, că... Păi nu, că asta e o acuzație. Are curaj să vină cu mine în emisiune orice director și orice conducător al metroului. Este vorba, că ați întrebat dumneavoastră, este vorba de toate instalațiile, nu instalații anume. Nu avem un deficit de personal doar pe o anumită secție sau o anumită ramură, sau avem un deficit de personal cumva împărțit pe tot ce înseamnă parte de instalație din metro. Pentru că la momentul angajărilor s-au împărțit la fel pe locurile vacante ca să existe cât de cât un echilibru. Chiar dacă suntem în minus, dar este... deficit de personal la nivel de Metrorex. Și în momentul în care nu avem numărul necesar de persoane, de angajați, de personal calificat, să putem asigura întreținerea și reviziile la instalații,
atunci apare o problemă. Ori scurtăm timpul de revizie, ori trebuie să renunțăm la revizii. Problema este că în momentul în care știm foarte bine cu toții o instalație... Nu scurtăm, dar dacă scurtăm, aveți mai mulți angajați, nu? Nu, am spus în momentul în care avem mai multă instalație, timpul necesar pentru o revizie, să putem să acoperim și instalația nouă, trebuie să fie mai mic. Atunci trebuie să încălcăm anumite instrucții totuși și lucrăm în anumite condiții și în siguranța feroviară. Trebuie să respectăm tot ce înseamnă instrucție și angajații noștri răspund cu postul și chiar cu libertatea lor în momentul în care apare o problemă, un incident, un accident sau alte lucruri. Adică să mută responsabilitatea pe oamenii care fac efectiv lucrarea, deși ei n-au nicio vină. Ei vor să fie bine, dar li se dau dispoziții și lucrări mai multe în același timp, pentru în același timp limitat. Apropo de angaje, că și la noastră e... Stai puțin. Două secunde. Da. Întrebam de costuri, pentru că știu că în 2021, în vremea fostului ministru Culă, au fost niște mecanici, cred că, trimiși și în, la pensie și după aceea au fost rechemați. Vă răspund. Vă răspund. Domnul, voi ați zis dumneavoastră numele, a zis că se poate fără 1800 de oameni. La momentul acela nu aveam Tudor Aviezi în exploatare. Și prin directorul de atunci a dat o dispoziție. Toți mecanicii care pot fi pensionabili, chemați-i să-și iasă la pensie. Au plecat 40 de oameni astăzi și când a vrut să scoată trenuri și a dat seama că nu poate să scoată 10 trenuri pentru că n-are cine să le conduc. Și a doua zi a sunat după ei, domnule, îmi scuzați, vă rog să veniți înapoi. N-au mai venit 40. Au venit decât 30. Și automat, trei trenuri a trebuit să le scoatem, că n-am avut cu cine să le asigurăm. De asta vă întrebam, dacă și acum suntem în această situație la mecanici, de exemplu. Avem și... Situația asta o știam de atunci, dar... Avem și... Păi, stați puțin. E și mai gravă situația. Pentru că toată lumea... Lupta noastră este zi de zi să convingem că a fost o greșeală 2021. Că se poate fără atâția oameni. Uitați-vă că am ajuns la 700 și a fost un mare risc timpul noi. Haideți la să vină o întrebare în completarea a ceea ce întreba Cristina. Metrorex e ca și cum e CFR Călătorii. Poate să angajeze limita 7,5 din... Da. E, cum se întâmplă că pe site-ul Metrorex niciodată nu apare anunțul de angajare? Ba da. Dacă intrați la cariere... Nu, ascultați-mă. În ultimii... Ascultați-mă, ca să nu este un... În ultima perioadă s-a făcut o procedură și este, exact cum am spus, pe site-ul Metrorex-ului și pe internet. Am hotărât de anul trecut, chiar noi am cerut în contractul colectiv de muncă să se modifice și să apară și pe internet anunțurile de angajare. Se anunță, ba chiar în decembrie, noiembrie, trecut, octombrie, au fost multe examene organizate, dar ce să vedeți? Metrorex-ul, prin faptul că nu mai ești respectat, ți s-a luat în drepturi, ți s-a... nu mai știi ce program ai, te mută de postație, astăzi te duci la muncă, știi că te duci într-o anumită zonă pe revizie, băi, te duci în partea cealaltă prin faptul că sunt 7-800 de posturi mai puțin. Am avut un examen de controlare de acces și 62 de posturi, s-au prezentat 32. Da, că aici vreau să fac o... Iar am avut examene care lumea nu mai... Prin implementarea statutului personal feroviar la CFR, au crescut și la dânsii salariile și atunci zice, bă, mă duc la mine, la CFR, aer curat, soare, adică nu e praf, nu e pulbere, nu e câmp electromagnetic, că nu stă într-un tub plin de câmpuri electromagnetice de tot felul de frecvențe și zice, nu mai de ce să mor în subteran. Mă duc la suprafață. Din cauza condițiilor în care lucrăm și salariile din exterior au ajuns, sunt la același nivel cu ale noastre, atunci alegerea este către un loc mai bun de muncă decât Metrorex. Mai sănătos. Toată lumea știe în condițiile în care lucrăm. Și atunci, orice angajat nu mai este atras de acest domeniu, tocmai din motivele astea. O mare perioadă de timp a fost o migrație, pentru că trebuia să fie totuși un personal profesionist și specializat din zona CFR către Metrorex. La acest moment migrația a încetat de la CFR către Metrorex și se manifestă mai ales cei care vin din provincie, mai fac și naveta, băi, de ce să nu urc înapoi la mine la
CFR-i, unde sunt și mai aproape de casă, aer curat, este mai bine. Ca să vin cu completare, dacă îmi permiteți, de exemplu, la, pe partea de comercial, unde sunt casierii și controlorii de acces, mai ales controlorii de acces, care este post unic, care particularitatea lui este special făcut pentru metrou, în momentul de față, de exemplu, este un deficit de personal de 60-65 de persoane, care va fi, mă rog, va fi, asta este deficitul pe 2024. Problema este că aceste posturi pot fi ocupate în urma școlarizării la CNAFL, ceea ce în momentul de față este un blocaj pe partea asta. Adică nu există niciun candidat. Nu există nici deschidere pentru a se face alte școli pentru profesionalizarea oamenilor și pentru a-i angaja în cadrul societății. Drept urmare, de exemplu, pe 2025 deficitul va fi mai mare, 2024-60, dar școlile durează între 6 și 9 luni de zile ca să-l școlarizezi. Automat, și dacă nu se dă drumul la școli, nu se dau drumul la școli acum, sau cel puțin în perioada scurt următoare, pentru 2025 deficitul va fi și mai mare. Un deficit mai mare pe partea de comercial impactează și economic societatea, pentru că automat vor fi caserii cabine închise, încasările... Posibil și case. Poate cu cardul acum, nu mai e. Da, nu chiar. Adică, dacă nu, e 4, nu poți, dar nu poți. Dacă nu te verifică cineva, poți să sări. În adică clandestinul va crește. Pentru plăților cu cardul este undeva la 20%. Restul se plătește cash. România este încă o țară unde se folosește cash-ul. Digitalizarea, din păcate. Ca și Elveția și Germania, de altfel, că sunt tot pe cash. Spuneți că eu să manifestă un flux din asta, să plece oameni de la Metrorex spre CFR? Da. A început să se manifeste, în spaile sunt... Condițiile financiare sunt... Păi, au ajuns câți oameni au plecat mai bune? Trecut, sau în ultimele luni? Astăzi a plecat unul din oameni. Ultim. Astăzi. A plecat ultim. La CFR înapoi. La CFR înapoi. Pentru... La care CFR? Se refere Călător. La Călător. La CFR Călător. Da. Și vă spun și de ce. Au venituri cu 2-3.000 mai mari ca noi, în anumite cazuri. Chiar dacă au sunteți puțin șocat... care se plătesc, la noi nu se plătesc, se compensează în libere, dar nici liberele nu prea... Se restovolesc. Ca și... Și din 2021 tot rostovolim câteva mii de zile de concediu de odihnă neacordate, având în vedere că lucrăm în siguranța circulației, să nu acorzi concediile de odihnă sau să le dai într-o oarecare măsură să vii după 3-4 ani de zile și să în continuare să menții mii de zile de concediu neacordate, e o problemă. Doar printr-un exces de personal pot fi acordate în totalitate. Dacă nu, o să le restovolim la nesfârșit așa. Cel care a plecat e mecanic? Da. Mecanic de tân. Păi da. Președinte, în contextul lipsei de personal despre care vorbeați și în contextul lipsei de bani despre care iară vorbeați, cât de sigur mai este transportul cu metrou la ora actuală? Așa cum am atras atenția și în conferințele noastre anterioare, v-am explicat că metrou funcționează pe pricepere salariaților. La acest moment, 40% din personal nu are 5 ani vechime, iar 70% nu are 8 ani vechime. Și totuși, Călătorul nu a simțit o nesiguranță. Până la incidentul de la Timpuri Noi, chiar nu a fost niciun fel de problemă, pentru că am respectat, dar 6.700 de zile de concediu numai pentru mecanici neacordate, rostogolite de vreo 2-3 anișori, suntem toți oameni, nu suntem roboți. Mediul din metrou este foarte nociv. Mecanicii conduc singuri un tren care are 2000 de oameni în spate și ați constatat și noastră panica prin imagine care ați văzut, care s-a produs în stația Dristor, de oamenii nu mai au niciun fel de răbdare, erau în stare să rupă ușile, să spargă, să sară în tunel. Deși, rămânând singur pe tren, eu am anumite obligații ca să discut cu operatorul de circulație, să evacuez călătorii în condiții de siguranță, astfel încât niciunul să nu cadă în șină sau, Doamne ferește, să moară electrocutat, și fac următoarea specifică. În 45 de ani de activitate, niciun călător la metrou nu a murit din vina personalului Metroex, au fost numai aceste nenorociri de cazuri de suicid, pentru că e un 96% șansă de reușită. Dar metroul este sigur, noi atragem atenția că vom rămâne fără bani și pe data de 15 mai, dacă nu mai plătești facturi, nu plătești salarii, că nu ai de unde, omul nu este obligat să mai vină la muncă dacă nu plătești. Este al 12-lea ceas și atrag atenția guvernului.
împreună cu ceilalți feroviari, să nu ne bată în joc de sistemul feroviar, de societățile feroviare. Pentru că totuși este sistemul circulator în economia românească, iar metroul pentru București, deși are decât 4% rețea, transportă 20% din călătorii care circulă cu transportul în comun zilnic. Și atenție, vedem cu toții ce se întâmplă la suprafață, mai ales în aceste zile, că zici că de luni suntem miercuri, e un haos total la suprafață. Domnule președinte, de revenind la situația de la timpul noi, ce a învățat compania Metrolex, ce au învățat angajații în relația cu călătorii? A fost un balamuc situația de la timpul noi, bine că n-au fost victime, dar în ceea ce privește informarea călătorilor, cum s-a gestionat cu echipele de la metrou, faptul că nu se știa unde, cum se circulă, cum s-a comunicat, vor mai fi situații, este inevitabil, de momente foarte aglomerate. S-a mai discutat această problemă, să găsiți o soluție, să închideți stația respectivă, să nu mai vină, să nu mai poată coborâ 10 minute, o jumătate de oră noi călători care să aglomereze și mai mult. Doamne ferește de să spună unul, poc, la Victoriei, la Unirii, când pe pasarela acolo și vă dați seama ce se poate întâmpla. Am văzut de 1 decembrie la aviatorilor ce balamuc, adică pot fi găsite situații. Eu am trăit și momentul pomului Millennium, că atunci a fost prima dată când 2008, când a fost, mergeam un pas pe oră, ca să zic așa. Prin natura funcției pe care o am în cadrul Metrorex, am fost învățat să studiem cauza cauzei cauzei. Principala cauză pentru care s-a întâmplat incidentul a fost că s-a defectat trenul IVA, care e făcut până 84, nu mai trebuia să circule pe magistrala asta. Dacă veneau trenurile de la Axtom, în momentul ăsta nu mai discutam despre această problemă, și ar fi fost mult mai ușor pentru toată lumea să treacă peste moment. Sper că am învățat. Poftim? E o problemă și de cum asigura Alstom mentenanța? Păi, haideți vă spun acum o chestie. Pe vremea când se întâmpla acel defect la trenul IVA, se făcea un ștrap ilegal și se pleca. Alstom nu mai permite astăzi acest. Pentru că nu este conformă și atunci aplici contractul, că altfel te punea să zică că ai stricat trenul. Dar mă întorc. Dacă trenul IVA nu circula, la momentul ăla nu mai aveam nicio problemă. Trenul IVA nu este compatibil cu trenurile CAF și cu trenurile BMW pentru a putea fi evacuat de trenul din spatele lui. A trebuit să se aștepte un tren IVA și a fost nevoie de mișcări în circulație. Ce ar trebui să înțeleagă toată lumea din acest incident? În primul rând, cine să facă anunțul dacă postul de impegat de mișcare din timpul nu este suspendat? Am cerut bani pentru modernizarea instalațiilor. Nu s-au primit. Instalația de sonorizare de la timpul noi este cea din 1978. În afară de ventilația de pe magistrala 1 și în afară de substațiile electrice de pe magistrala, trenuri și interlocking, instalația de sonorizare este cea de la facerea lumii, ca să zic așa. Poate vom primi bani. Atrag atenția că magistrala 2 are din 2017 multe din instalațiile cu care exploatează metrul astăzi, care trebuiau înlocuite. Nu s-a găsit nici până astăzi o sursă de finanțare. Se licitează ce se licitează, să vedem când, sperăm cât mai curând, ca instalațiile să fie înlocuite, pentru că magistrala 2, cea albastră, linia albastră, transportă în jur de 330.000 de călători pe zi. Este cea mai aglomerată zonă. Cei doi directori, și asta e ultima întrebare, cei doi directori au picat de acarul pe sau nu. De ce au fost suspendați? După părerea noastră, așa cum am spus și în ședința Consiliului de Administrație, Consiliul de Administrație decide asupra numirii, demiterii, suspendării directorului general și a directorului de ramă. Așa cum am spus în ședință, după părerea mea, dânsii vor câștiga în instanță și va fi o cheltuială suplimentară pentru Metrorex, dar decizia este a Consiliului de Administrație. Deci aveau prerogative. Dânsii au prerogativele să, în conformitate cu statutul, la acest moment, numirea unui director de ramură și director se face de către ce? Așa este. Dacă îmi permiteți, raportul preliminar pe care l-a prezentat colegii de la Feroviar, vorbea pe lângă
faptul că trenul era vechi, de o greșeală inclusiv a mecanicului de a trecut pe roșu, ca să înțeleagă oamenii. Da. Explicația este mult mai complicată de atât, dar simplificat, foarte simplificat. A trecut pe roșu, a fost o problemă la unul dintre macazele care a rămas blocat și se vorbea și despre o posibilă eroare de dirijare de a ajuns două trenuri pe aceeași linie. La acest moment, autoritatea care verifică și este AGFR, dânșii au termen 6 luni să comunice, nu ne putem hazarda noi. Așa cum am declarat, am spus că poate fi și o eroare umană, poate fi și o instalație care n-a funcționat. Apropo de macaze, la 2 zile, la Dristor, 2, s-a stricat un macaz. N-a sesizat nimeni chestia asta, că 6 ore ne-a închinuit în tunel cu șina 3-a sub tensiune să reparăm. Și a trebuit să venim noaptea, pentru că macazele, ce să vezi, sunt cumpărate acum 20 de ani și de atunci nu s-a mai cumpărat nicio piesă de schimb. Da? Păi vorbim, plecăm de la aceeași subfinanțare. Când vorbim de subfinanțare, nu vorbim doar partea care se vede, vorbim de tot ce înseamnă întreținere instalații, cu tot cu piesele de schimb necesare. Vorbim de acea instalație de sonorizare și de informare a călătorilor, vorbim de personalul care informează călătorul, este un singur turant pe tot metrou. Dacă sunt 2 evenimente în același timp, cum faci informarea, la care faci primul și cât de repede și unde trebuie să acționezi? Peste acest lucru vine exact ce vorbeam mai devreme, instalația veche și plus lipsa pieselor de schimb care duc la anumite defecțiuni care apar în momente neștiute și nebănuite. Pot fi absolut... Nu pot să prevezi exact ce se poate întâmpla în instalație în momentul în care este veche, n-ai piese de schimb, încerci să faci tot felul de improvizații, să rezolvi problemele care... s-ar face mult mai ușor cu o instalație nouă sau cu piese de schimb, care ne întoarcem la același lucru. Lipsa banilor. Nu vorbim doar de salarii, nu vorbim doar de energie electrică, vorbim de tot ce înseamnă întreținere, mentenanță a instalațiilor din metrou. Și ca chiar să... angajeri. Că și da, și a personalului. Și a personalului. Și ca să vă mai zic ceva, că m-ați întrebat. Ni se recomandă la instalații vechi de 40 de ani, care pe normă au o revizie la 3 luni, la 6 luni, la 9 luni, la 1 an, să creștem distanța între revizii la o instalație care e veche de 40 de ani. Cine vă recomandă? Păi cine vă recomandă? Cine se? Așa e impersonal. E... păi efectiv, n-a dat un ordin scris, a zis pe gură, bă, dar crește și voi direcția. După aia și-a conducere. Păi dacă nu am un ordin scris? Grindeanu clar, că nu știe. Nu, nu, nu. Nu, nu. Nu, nu, nu. Dar așa se întâmplă. Băi, sunteți mai puțini. Dom'le, cum să fac o revizie la instalații montată în 85 în metru? Să-i cresc distanța între revizii când, de fapt, producătorul îmi spune că dacă a trecut 25 de ani, 35 de ani, trebuie să fac mai des revizii. Pentru că și un lucru greșit ce să spune în metru, oamenii să fie mulțumiți că și-au salariile. Nu. Oamenii vor să fie mulțumiți că și-au drepturile și că și-au făcut datorie. Pentru că nu poți să dai vina pe acarul pe un să ducă la pușcărie când tu n-ai dat banii care trebuia să-i dai. Când tu ai dat anumite dispoziții să faci revizia mai rar, când n-ai avut personal, dar n-are vechime, n-are ce să caute la anumit macaz și tu îl trimiți pe ăla care n-are dreptul la macaz să facă revizie. Și asta să știe, că și incidentul de la Mihai Bravu când a fost, s-a adus un personal care n-avea voie să se ducă acolo. Dar altul n-a avut de un sens. Pentru că lumea a ieșit la pensie, că a fost favorabilă legea pensiilor și acum se va întâmpla în cum. Cred că vor pleca 300 de oameni la pensie, cei mai bine pregătiți, și va trebui să angajez în ianuarie, în locul lor, oameni din piață, care n-au specializarea feroviară. Au un certificat autorizat de Ministerul Educației și cu aceia trebuie să defilăm. Și va trebui, am spus, pe vremea noastră, trebuia 2 ani de zile ca să intri singur într-o instalație. Acum te bag în 3 luni de zile. Diferența, complexitatea, am instalații produse în România în 84 și trebuie să o cunosc pe asta produsă în 2018 în Germania. Și li se cere oamenilor, bă, fiți zi de zi aici, intri cu trenul astăzi la 4 după amiază, că l-am văzut pe Păncescu pe aici, așa, și l-a scos mâine la 9 de pe tren. Păi ce odihnă să mai avem mecanicul pe tren? Și mâine îl cheamă, băi, a ieșit la 9, dorm până la 2, că la 2 te sui pe tren. Nu. Că n-am cu cine să fac tren. Ca și... să nu se simtă în circulație, păi, intervale mari, să ajung
la niște compromisuri. Și omul vine și dacă se întâmplă ceva, îl bagă la pușcărie. Asta e cel mai greu. Se fac eforturi foarte mari pentru a nu se... sesizadă către publicul călător toate aceste probleme. V-am spus, a stat 6 ore la macazul de la Dristor 2 și nu s-a sesizat. S-a sesizat timpul noi, că era senzațional, fenomenal. Cum se va face rodajul de 10.000 de kilometri la rama Giurgiu, care vine suprapus cu perioada de linie închisă și întreținere? Păi asta cu spun. O premieră. Cum? Mi-a ridicat o altă minge la filă. De obicei, trenurile care sunt aduse noi trebuie să fie plimbate, rodate, cu instructori. La secția exploatare TEM au ieșit la pensie într-o zi 9 instructori, din 14. Ca să poți fi instructor, trebuie să ai 8 ani de zile vechime pe tren, să fii mecanic 1 și să ai experiență. Și stăm cu 6 din 14. Păi cine să-i învețe pe mecanici? S-a dat examen de 3 ori, nu poate să vină pentru că nu respectă prevederile de siguranță feroviară. Și ne cârpim, mai respirăm, mai, ne mai asumăm cât o greșeală. Da. Și trenul va trebui să fie băgat în circulație cu acești instructori. Cât care... timp se fac? Păi... 10.000 de kilometri? De... Păi nu știu, cam 600 de kilometri face un tren în circulație în 2 zile. Acela va fi băgat... Păi da, dar programul de funcție nu compară mere cu pere. Că circulă, nu, nu, să-l faci între trenuri, pentru că magistrații nu e atât de aglomerată, că dacă va folc... va fi folosit acolo, cam acolo va fi rodat. Deci doar pe mari, nu se poate pe... Poate pe orice, dar dacă nu vrei să-l folosești acolo unde îl voi folosi, să-l brodezi acolo în instalația pe care o să-l folosești... Nu, ele sunt exclusiv pentru M5. Nu, sunt exclusiv, dar rodajul. Rodajul poate să-l facă, dar asta, vedeți, pe vremuri eram mai mult informați de directori. Acum te rogi de ei să-ți dau informații. Și cunoaște. Și... nu mai vreau să zic nimic, că și așa am fost la emisiune și am spus de... că e normal ca un ministru să se întrebe, bă, dacă eu ți-am să facturezi 18 milioane, ca așa mi-ai zis tu, nu e normal să se întrebe, bă, unde sunt 7 milioane? De ce calculul prima dată ți-a dat 18 milioane și a doua oară ți-a dat 11 milioane de euro? E normal. Și s-a supărat lumea că de ce am zis că... n-ai zis că au dispărut. E normal să întrebe oricine. Și din păcate, la momentul acesta, există tot... chinuim să discutăm cu conducerea societății executivă. Am avut ceva sincope și cu Consiliul de Administrație, dar sperăm că le-am rezolvat. Ca să putem avea un dialog în folosul călătorilor, că călătorii sunt stăpânii noștri. Că degeaba trenul n-a circulat cu 50 de oameni decât în momentul pandemiei. Dar tot riscul și pericolul e mutat pe umărul muncitorului. Și ați văzut, la timpul noi, nimeni n-a întrebat, bă, dar mecanicul ăla care i-a sărit ăla cu 2 zile mai devreme în față la universitate, cum se simte? Toată lumea, ouleu, mecanicul, operatorul, impegatul, se întâmplă. Odată, nu e prima dată în istoria metrului când s-a întâmplat această situație de tren cântrat. Dar când sunt riscuri atât de mari, fără personal, fără bani, fără personal calificat, să aibă toate stagiile alea făcute, i-am băga pe repede înainte în tren. Există și acest risc să se întâmple și din acesta. Dar noi, pentru a nu se mai întâmpla, cerem angajări la timp. Dar dacă ți-au luat 700, n-ai voie să faci angajările plecate în 2023, angajezi în 2025. Sunt multe probleme. De aceea vă mulțumim încă o dată că ați venit și ne-ați acordat atenția noastră, sperăm să și comentați și atenție. În următoarea perioadă de timp, USLM va face tot ceea ce stă în putință conform legii, prin mijloacele pe care le are ca și sindicat, să atragă atenția opiniei publice că este cel mai mare risc ca de la 15 mai metroul să nu mai circule, CFR Călător să nu mai circule, pentru că nu vor plăti datoriile. Din ce încasări să trăiești? Ai ales să fii subvenție, să fii social, plătește banii care ți se cuvin. Ai ales să nu crești tariful, că nu vrea Consiliul Concurenței, că nu e bine politic, că nu... plătește acești bani. Decizii electorale. Da. Spune. De ce aveți... există semnalul, da, că nu se aprobă bugetul până pe 15 mai? Că nu m-ați înțeles. Repet. În conformitate cu legea bugetului, există un articol 73 aliniatul 1. Care nu-ți dă voie să faci un buget dacă pierderile nu sunt mai mici cu dublu sume cu care crești salariile.
Și există această ordonanță care spune că dacă în 120 de zile de la legea bugetului, permiteți-mi să repet, de la aprobarea legii bugetului, nu se aprobă bugetul societății comerciale, acea societate nu mai are dreptul la subvenții. N-a fost niciodată. Este în mâna guvernului să schimbe această hotărâre de guvern. Să funcționăm cu 1 pe 12, cum s-a mai întâmplat. Că Ministerul Finanțelor vă oprește pe o chestie pe care tot el a... Deci îți acordă o subvenție de 700 de milioane și spune, dacă nu ți-am aprobat eu bugetul, pe condițiile pe care ți le impun eu, nu o să mai poți să primești subvenție. Și cu cât ar trebui să luăm acest calcul? Cu cât ar trebui să... Nu, doamnă, în prima dată trebuie să dispară această prevedere din legea... Din, ca să înțelegem de ce e nefezabil. Păi da, nu, nu înțelegeți că dacă nu ai buget aprobat, nu mai dă subvenția. Fără subvenție, cum să funcționeze? El trebuie să scoată această prevedere din legea, din hotărârea de guvern care v-am spus și totodată trebuie să, deși sindicatele feroviare toți au făcut la momentul aprobării legii bugetului acest amendament, ca articolul 72 în propunere, aliniatul 8 să dispară, astfel încât să nu mai fie obligativitatea să crești salariul dacă te obligă statutul personalului feroviar să-i crești salariul. Pentru că e 1,5 din salariul minim pe economie. Și dumneata vii și zici, bă, nu ți-o mai acord dreptul tău legal, nu-l primești decât dacă reduci. Cât ți-a crescut salariul? 5%, ok. Vreau să reduci pierderile cu 10%. Și cine poate să facă asta într-o societate subvenționată? Nimeni. Dacă nu se înțelege, o să vedeți că e cum vă spun eu. Metroul pe 15 nu va mai funcționa, că n-are buget și nu dă subvenție, nu-ți mai dă nici șansa să funcționezi cu 1 pe 12, cum s-a întâmplat în 2021. Sau cum se întâmplă până în luni. Și acum funcționăm cu 1 pe 12, până se aprobă bugetul. Dar după 120 de zile, dacă Ministerul Finanțelor nu ți-a aprobat bugetul, nu mai poți funcționa, că nu poți să trăiești din subvenții. Energia, mă întorc, a crescut de 3 ori. Aștom, mentenanța la Aștom e vreo 20 de milioane. Păi Aștom o să mai stea mult așa să-și aștepte bani. Nu mai face trenul, ești cu trenul, la revedere. Deci atragem atenția Guvernului României că sistemul feroviar este un sistem serios care trebuie să fie apreciat așa cum trebuie să fie apreciat, să fie finanțat așa cum trebuie să fie finanțat. S-au strâns iar datorii la Aștom? Pe mentenanță la Aștom, acum din ce știu eu, sunt aproape 100 de milioane. Nu vreau să vorbesc greșit, dar cred că sunt vreo 5 facturi neplătite, care sunt vreo 20, poate la 100 de milioane. Neplătite dincolo de mentenanță. 30 de zile? Sau da. Da. Depășite ca... Adică dacă se supără așa, nu poate să ceară. Și mai aveam o întrebare. Spune-te. Ce se mai aude de procesele pe care le are sindicatul cu Metrorex-ul pe spațiile comerciale și publicitate? Vă răspund foarte bine. Pe publicitate, la acest moment, nu avem niciun proces, pentru că n-am avut. Pe partea de spații comerciale, la acest moment există un proces care a început acum vreo 4 ani, nu s-a terminat nici măcar prima instanță, în conformitate cu acel contract de asociere în participațiune, da. Metroex-ul era obligat să plătească USLM-ului, sindometrului, firma USLM-ului, o sumă justă, pe care nu o plătește. Și asta se judecă. Instanța va hotărâ care e cuantum. Va avea de plătit Metroex-ul către sindomet. Problema e alta. Că mi-a spus, ați venit pe aici, puteți să beți o apă? Poate nici de noi nu v-am dat apă. Dacă merge un călător, n-are un să bea o sticlă de apă, se întâmplă să-i se facă rău din aglomerație. Nu merge. Le-am scos magazinele. Aduceau 400.000 de euro la impozit anual, așa, la bugetul de stat. Primea Metroex 100.000 de lei pe lună, avea și sindometul banii, toată lumea mulțumită. Acum, pe lângă cele 400 de, vă dați seama, 300 de magazine, avea cel puțin un angajat. Locurile de muncă care s-au pierdut. Ce punem în loc? Nimic. Încă nu vreau să vă mai spun de publicitate că am înțeles că atât de mare a fost înțelegerea că nu mai are voie să facă nimeni proiecte speciale în metro. Erau niște surse de venit în care metroul își plătea energia pe lună din fonduri aduse din proiecte speciale publicitate. Am înțeles că astăzi s-au interzis. De două. S-a gata, s-a pus stop. Deci toate veniturile Metroex, partea din magazine s-a dus, partea din publicitate se duce, nu cu sindicatul, partea de publicitate, cu orice firmă de publicitate, s-a dus, filmări, astea tot, gata, a fost pastop pe piept. Bă, dar nu mai vrei să aducem? Tariful nu crește? Păi care e viitorul? Insolvență? Adică câștigă Drulă ce a vrut Drulă să facă în 2021? Eu tot sper că guvernul actual să înțeleg. Nu mi-ați adus la minte.
Dacă am o întâlnire mai târziu. Am o rugăminte. Vreau și eu păstic prezentarea, că sunt cifrele alea de acolo. Da. Dacă doriți. Vă mulțumim frumos încă o dată. Ne vedem la pichetări, la meeting-uri, la tot ce va face USR-ul meu. Să le dați. Păi o să vă dăm invent.